Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună revenirea, bine v-am regăsit! Nu avem nicio informație, niciun punct de vedere de la Consiliul de Administrație, de la parlamentari suceveni, de la altele decât cele două tabere care se confruntă în zona de cardiologie intervențională a spitalului județean Suceava. Pe bani publici se confruntă, deci nu e spitalul domnului Calancea. Pe bani publici. Subliniem din nou, nu e spital privat al domnului Calancea, e spitalul public care se află în subordinea Consiliului Județean, dar el este luat pe persoană fizică, în prezent pe Alexandru Calancea. Și medicii respectiv lucrează undeva, nici ei nu sunt în propriul spital. Nu, dar el e confiscat spital, adică e făcut, e iar de pierdut privat, are și imaginea spitalului și pacienții care ar avea nevoie de îngrijiri pe care acești doi oameni, de exemplu, le pot oferi. Și de câștigat doctorii care câștigă foarte mulți bani. Aia care se lăsa să profeseze. Aia care se lăsa să profeseze, da. În altă parte. Și peste tot. Și în spital chiar, da. Da. Complicat. Și a venit un parlamentar din Comisia de Sănătate. Vicepreședinte. Vicepreședinte la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, un domn Emanuel Ungureanu, să facă dreptate, nu să împace taberele, să le dezbine și mai tare. Deci, știi soluția pe care mandatul așa, asta extremă, e soluția extremă. La Consiliul Județean compartimentul juridic trebuie desfințat, dar înainte de asta să caute soluții astfel încât să poată fi dat afară Alexandru Calancea și secția de cardiologie intervențională desfințată și făcută de la zero, adică desfințat și compartimentul la Consiliul Județean juridicul și reînființat rapid și la chirurgie, la cardiologie intervențională desfințat rapid și înființat rapid, cu concurs, cu așa, și domnul Calancea a dat afară ca să poată face. Unde e Direcția de Sănătate Publică în povestea asta? Eu m-am uitat un pic acolo. Deci direcțiile astea de sănătate publică sunt făcute așa să fie acolo. M-am uitat la atribuții, nu apare, dar totuși ar trebui să ai un punct de vedere. Că de aici Direcția de Sănătate Publică și că când vezi când nume lucrurile, adică a zis domnul Ungureanu că secția nu are minim 2 doctori. Păi normal că nu poți să funcționezi la cardiologie intervențională când le ia pe om minima vine și la 2 noaptea, și la 2 ziua, și la 6. După mea, un singur medic nu poate acoperi. Poți să fii Superman sau, Doamne ferește, se întâmplă să fie 2 cazuri în același timp. Se poate, nu? Doi doctori, a zis domnul Ungureanu că trebuie, așa scrie în lege. Domnul Calancea l-a văzut, zice, da, trebuie să fie 2 doctori, dar nu deodată. Dar nu ți-a zis nimeni că 2 odată la un pacient. Domnul Calancea așa le face. Așa le face. Eu mă uitam, m-am uitat un pic la imagini și m-am uitat numai la nasul domnului Calancea. Bă, n-a crescut. N-a crescut, așa e? N-a crescut și mă așteptam. Înseamnă că nu minte. Da, înseamnă, dar eu înțeleg altceva din luările lui de poziție, că așa le scaldați, așa, mâine, așa. Zice domnul Guream că trebuie 2, el zice, da, trebuie 2, dar nu odată. Dar n-a zis omul ăla că trebuie 2 odată. Știa, burel din astea. Și mă uitam la nasul lui, m-am uitat și din profil și din față și mă așteptam să fie așa, un nas din ăla de lemn, știi, și cu crenguțe. Pac, 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 și l-am dat să iasă o vrăbiuță să cip-cip pe acolo. Nu, n-a crescut. Acum, chestiunea e în continuare așa, va fi câte domnul Calancea acolo, pentru că am văzut că domnul Calancea m-a mirat un pic că zice că n-a fost un bun psiholog, că n-a știut să gestioneze, că asta își reproșează. Da, într-adevăr, dumnealui trebuia să modereze și să medieze. El trebuia să țină lucrurile sub control, nu să toarne gaz pe foc. Da, așa este. Bun, și dă-ți demisie. Știi cum era, venea domnul Pițu, național, și lua România bătaie și venea. Pentru înfrângerea de astăzi îmi asum eu așa. Bun, și? Cum adică ți asumi? Dă-ți de mie, adică dacă ți asumi, fă ceva. Domnul Calancea, ai zis că ești vinovat, ai o parte de vină. Păi dă-ți demisia, dar nu pleacă domnul Calancea. În fine, situația este complicată, depinde de următorul lucru. Dacă iese scandal, dacă se dă și pe presa centrală asta și iese scandal și îl întreabă pe Leneșul de la Ministerul Sănătății, nu știi, Leneșul numărul 1, Alexandru Rafila, el va avea o reacție, pentru că să ne aducem aminte cu domnul Râmbu atunci. Tot a fost scandal când
cu pandemia. Când a apărut focarul de coronavirus. S-a dus la Ministerul Sănătății. Și Ministerul, că a văzut, toată lumea s-a uitat la Suceava, ciumă. Cum zicea că suntem noi? Nordul sălbatic. Lombard, da, nordul sălbatic. Fai, Lombard de România și așa. Și atunci domnul ministru al Sănătății a spus... De la vremea aceea. De la vremea aceea. Zice, nu putem așa, că ce zice lumea? Și a trimis o scrisoare la prefectură cu sugestia, recomandarea ca domnul Râmbu să fie îndepărtat. Prefectura repede, pac, țac, așa, Consiliul Județean repede, că au tremurat chiloții, ce era atunci martie? Început de martie, da. Izmenele, că încă era rece, și sunt cetățeni care ei poartă izmene și acum. Și au tremurat izmenele pe ei și l-au dat afară pe domnul Râmbu. Așa și aici, dacă scandalul ia amploare și merge domnul Gureanu și mai face scandal, el e cunoscut pentru scandalurile pe care le face în fața spitalelor. La spitale, în general, el este cunoscut pentru asta, pentru părât, medici și făcut scandal. Aici are dreptate că a venit să vadă și că face, pentru că este un scandal, da? Adică e îndreptățit să facă scandal. Da. Nu neapărat că prin ce spune are dreptate. N-am zis. Domnul Ungureanu, el e scandalagiu itinerant. Pentru că ai văzut că a zis la Spitalul Județean Cluj. El nu mai știe unde e. Cazi la Zalău, depinde cine îl cheamă. Adică sugerez că el a fost chemat aici. Păi nu, a venit el singur, da. Nu știu, Sorine. A venit el singur, ziua stăteam până la capăt. O seară și n-avea ce face. Să ia să vă mă, ce-i pe la Suceava. Ole, uite așa. Uite ce băie simpatici. Hai că eu țin cu ăștia. Hai că mi-a luat Suceava. Hai mă, serios, l-a chemat, normal, l-au chemat. Și domnul Ungureanu, el e sanitarul sistemului medical. Cum e sanitarul pădurii ciocăritoare, așa e sanitarul... Lupul e sanitarul pădurii. Nu ciocăritoarea? La insecte, dar la animale e lupul. Da, lasă-mă, la insecte, de așa. Și a venit la Suceava domnul Ungureanu, care e sanitarul sistemului sanitar, medical. Și s-a situat clar de o parte a chestiunii. Eu zic că toată lumea are acolo o vină. De aia și propun, adică la modul serios, să-l dea afară pe domnul Călancea să desfințeze compartimentul. Și capra și varza, da? Tot. Dar domnul Ungureanu a venit chitit, clar, cu o dedicație a venit. Și el nu știa și cum e aia. Vin la București, hello Budapest. Așa și la Suceava a venit Spitalul Județean Cluj. El credea că e pe la Cluj. Da, în fine, omul alea. Mai arată bun. Bine spitalul de la Suceava. Poți să-l confunzi cu unul din Cluj, liniștit. Dar ce la Cluj așa e... Da? Nu știi că da. La Cluj totul da, e mai totul bine e, și Cluj, soarele da. E mai strălucitor? Dar, domnul Ungureanu, e bine într-un fel pentru că a venit, într-un fel zic, pentru că el e un tip, un om care s-a consacrat ca fiind un parlamentar care se zbate și se implică în probleme legate de sistemul de sănătate din România, care are atâtea probleme. Deci prezența lui va atrage atenția, că noi am rămas aici la țară, știi? Rămas la țară aici noi, între noi, domnul Calancea, cu Consiliul de Administrație, Consiliul Județean, noi mai vorbim pe aici, știi, la țară, la noi. Dar așa venit domnul Ungureanu, va pune reflectorul aici și poate se întâmplă ceva, adică dacă se împacă lumea și își vede în continuare de treabă, nu mai trebuie dat afară nici domnul Calancea, nici de desfințată secția. Dar cum sunt acum lucrurile, astea sunt măsurile. Însă, domnul Ungureanu, dacă a venit, a venit în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Păi și ce ai venit, mă, în fața spitalului să faci mie conferință de presă? În primul și în primul rând, în calitatea asta de parlamentar, de vicepreședinte al acestei comisii, trebuia să meargă să vorbească... Să solicite o încăpere, nu? Nu. Trebuia să meargă să vorbească și domnul Calancea și cu așa, și pe urmă să iasă la declarații și să spună, nu te situezi de o parte așa, și pe urmă să facă un raport pe care să-l prezinte în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, unde este dar de când parlamentarii jurnaliști? N-au obligația să ceară și opinia celelalte da, părți, am făcut-o noi. Dar tu faci un raport. Adică, domnule, nu trebuie să fie obiectiv raportul acela. El a mers pe persoană, a venit pe persoană fizică aici. Și ai spus tu că bănuiești că a venit chemat de cealaltă parte, de cealaltă tabără și că ține cu cealaltă tabără. Dar nu că adică, sigur, din ce a spus acolo nu e obiectivitate în povestea asta. Deci nici raportul n-ar fi fost obiectiv. Dar normal. El a venit pe persoană fizică, nu? Păi trebuia să te întâlnești cu omul ăla. Pe care l-acuzi.
și face un raport de prezență în Comisia de Sănătate și mai faci interpelare la Ministrul Sănătății și spui, doamne, am găsit asta și cu asta, uite, am vorbit cu managerul de spital, cu medicii de acolo, am făcut un raport, asta este situația, vă rog să trimiteți corpul de control la Suceava. Așa era normal. Aici se vede că e servită, e chitită. Știi? Eu mă aștept pe cineva care ar putea să trimită corpul de control la Suceava, care sunt convinsă că știe foarte bine situația de la Spitalul Județean Suceava. Te refer la secretarul de stat, Iuberiu Brătățean, exact, plecat de aici. Exact, la el mă refer. Da, da, știi care e chestiunea? Dumnezeu, fiind plecat de aici. E plecat de aici, da, nu mai aici. Să nu mă iau cu ăla. Dar nu uita, și eu ți-am accentuat și mai înainte. Ce? Lenea e contagioasă? Păi se ia, lenea se ia. Deci leneșul cel mare, dacă Alexandru Afila e leneș. Dar poate nu e lene, poate e precauție, poate e diplomație. Cine știe cât muncesc oamenii, da, ăștia în spatele, da, și lene, ușilor, da, și lene, acolo la ei în este minister. Este mai mat leneșul, nu? Ăla. Și stai, acum de văzut ce se întâmplă. Dacă domnul Ungureanu și vorbește la Ministerul Sănătății, face bine corpul de control, s-ar putea să se găsească politica prin care să fie dat afară Alexandru Calancea, desfințat compartimentul, adică de făcut ceva, se miște, ori se împacă, ori se... Păi asta zic, nu se pot împăca, nu e mai simplu. Acum e greu pentru că domnii doctori care, pentru care a venit domnul deputat? Domnul deputat, au făcut plângeri la DNA și la DICOT, medicului celor, și lui Alexandru Calancea. Deci e bătălie cruntă. Dar asta nu înțeleg. Mă, dacă vă faceți spitalul vostru, luați și vă băteți acolo. Închideți-o și vă bateți la asta. Bă, dar e spitalul public al Consiliului Județean. Voi l-ați confiscat. Care nu a reacționat până acum deloc. Voi l-ați confiscat să faceți bani și să vă răfuiți. De aia. Dar cum se întâmplă că toate astea se întâmplă în martie? Nu știu, în martie... Ce e în luna martie? E astenia de primăvară și poate și vine soțită. Și eu cred că de... ei știu cum să combată astenia de primăvară. Da, ne învață și pe noi. Da, știi, e și rușinos că a venit de la Buzău. Bine, domnul Ungureanu, din câte știu eu, sanitarul sistemului medical e de undeva de pe la Nitor, dacă nu știu. Deloc. De pământ. Dar să vină un parlamentar de Buzău. Nu, mai mare râs. Mai mare râs să vină. De unde ar fi fost onorant să vină? De la Suceava. Adică așa era, da, mă, suntem aici, ai spitalul nostru. Hai să avem pe cineva în Comisia de Sănătate? Nu, dar nu, nu, dar să te discu, hai mă, să o faci, bă, băieți, hai, așezăm la masă, tu faci aia, tu faci aia, tu câștigi atâta, uite, îi rog și pentru tine, tu faci atâta. Hai să o... Mă, dar vine un parlamentar de la Buzău. Îndată ne trimite iar armata, nu? Sau ce urmează? Nu, no, păi acum după armata avem parlamentarul la Buzău. Se pare că e mai bine decât în alte locuri în ceea ce privește rezultatele la simularea valorii naționale în județul Suceava. Nu că se pare, e mai e bine. Păi vizibil mai bine. Comparabil, da? Cu anul trecut sunt rezultate. Și comparând cu media pe țară, noi ne apropiem de 70%. Eu cred că Cătălina a contat foarte mult și faptul că elevii au venit la școală. Eu cred, bun. Dar și în alte județe am mers la școală. Știu eu, când zic, dar terenul a fost rău. Da, mă, dar a jucat și echipa aia la teren. Dar nu, zic, lăsând ce se întâmplă, în comparație cu tine, ce ai avut anul trecut și ce ai anul ăsta. Adică a ai fost o creștere de 5%. O creștere. Și am văzut că și la olimpiade. De exemplu, astăzi a fost doamna Anuțu, Silvia Corina Anuțu, care e directoare la Colegiul Mihai Eminescu, a fost la mine la radio. Are Colegiul Mihai Eminescu are 33 de calificați la națională. Păi azi când am început emisiunea, că nu se mai termina de spus elevi și profesori. Și a zis că avem și locurile 2 și 3, dar zic, na, la locurile 2 și 3, dacă steam până acum, nu veneam aici, că mi tot citea pe tot. Adică a crescut și contează foarte mult că s-a venit la școală, școală fizic. Fizic și elevii cred că erau doriți și s-a mai întețit așa și competiția între elevi. Eu încă am emoții și o să le am până la evaluarea națională de anul viitor sau până când o generație va trece cu inteligența asta artificială și să ajungă la evaluarea națională, atunci cred că e un examen important pentru sistemul de educație, în condițiile în care temele pentru acasă le faci
ca să scap de ele. Te mai ajuți de un ChatGPT și de ce da, mai bun, a apărut. Da. Iar când te trezești în fața foii albe, n-ai decât inteligența proprie, nu mai ai și pe cea artificială. Da, nu te lasă cu inteligența. Nu te lasă cu inteligența artificială la purtător. Și știi ce mai am făcut? Și am rămas surprins așa. Că la colegiul Mihai Eminescu este un vocațional de... jurnalism. E de foarte mulți ani acela. Mai e? Da. Păi știu că am fost eu cu mulți ani, nu am fost invitat. Bă. Nu, dar un vocațional de două puncte. O limbă străină. Chineză. Rusă. Japoneză. Frumos. Dar chiar am rămas surprins. Foarte japoneză. Frumos. Da. M-am apucat să învăț... autodidact. Așa. M-am oprit la vreo două expresii, la japoneză. La vreo câteva expresii. Cum spui... O să-ți spun ție acum, Ohayou gozaimasu.